Jucătorul petrolului Gevaro Nepomuceno a plecat în Curaçao pentru dubla pe care naționala sau va disputa contra El Salvador, contând pentru calificările campionatului mondial. Primul joc se va disputa pe 4 septembrie în Curaçao, iar cel de-al doilea peste 4 zile în El Salvador. La rândul său, Nicolae Milinceanu a fost cooptat în lotul lărgit al selecționatei Republicii Moldova pentru confruntările cu Austria, 5 septembrie la Viena și Muntenegru, 8 septembrie la Chișinău, din cadrul preliminarilor campionatului european 2016.